Probabil ești aici pentru că te-ai săturat să muncești de la 9 la 5 în fiecare zi și la finalul lunii să rămâi cu nimic. Bine ai venit pe canalul meu, numele meu este Mihnea, sunt antreprenor, dețin o agenție de marketing bazată pe rețele de socializare, mai multe magazine online și o școală de role. În acest clip vom vorbi despre cum să-ți transformi pasiunea în afacere cu adevărat și să faci bani din chestia asta în 5 pași simpli. Cei 5 pași sunt: descoperă, documentează, începe, planifică și investește. Iar la final am un bonus pentru voi, ceva despre care oamenii de succes nu vorbesc sau cei care au afaceri din pasiune îl evită, nu înțeleg de ce, dar îl vom vedea acum. Eu personal consider că ultimul acel pas bonus este de fapt cel care face diferența între cineva care reușește într-o afacere din pasiune și cineva care nu reușește. Primului pas i-am dat denumirea descoperă, este un pas evident. Vorbesc în principiu acum cu cei care nu și-au descoperit pasiunea încă și este cazul să și-o descopere. Cei care și-au descoperit deja pasiunea, pur și simplu trebuie să fie 100% conștienți de asta și totuși în acest pas să-și răspundă la o întrebare foarte importantă care va arăta dacă într-adevăr asta este pasiunea din care urmează să facă bani. Dacă nu ți-ai descoperit încă pasiunea, nu te forța și nu te demotiva. Să forțezi treaba asta este unul dintre cele mai greșite lucruri. Să crezi că până la o anumită vârstă trebuie neapărat să-ți descoperi pasiunea este cea mai mare minciună de pe fața pământului. Îți poți descoperi pasiunea oricând cu ajutorul exercițiilor sau poți pur și simplu să nu-ți bați capul și la un moment dat tot o să-ți dai seama din greșeală ce-ți place să faci cu adevărat. Acestea fiind spuse, este doar o chestiune de timp, așa că nu dispera dacă nu ți-ai găsit încă pasiunea. Și un sfat pe care aș putea să ți-l dau pentru a te ajuta să-ți descoperi puțin mai repede pasiunea este să încerci cât mai multe lucruri. Ăsta e singurul secret, trebuie pur și simplu să mergi la diverse activități, să descoperi diverse lucruri și în felul ăsta, la un moment dat, ceva o să facă click și vei ajunge să îți placă foarte mult activitatea respectivă, aia va fi pasiunea ta. Întrebarea pe care trebuie să-și o pună atât cei care și-au descoperit pasiunea, cât și cei care au mai multe pasiuni și nu știu pe care să o aleagă, este: aș face asta chiar dacă nu aș câștiga niciun ban? Explicația e foarte simplă. La început nu e deloc ușor, nicio afacere nu e ușoară la început, chiar dacă unii s-ar aștepta ca fiind o afacere din pasiune să fie totul lapte și miere. Ideea este că aici majoritatea renunță. La începutul afacerii, fiind lucrurile destul de complicate, apar diverse piedici, poate nu se așteptau la chestia asta, majoritatea renunță. E, tu ai un avantaj pentru că tu faci lucrul ăsta din pasiune. Dacă tu ai face această activitate chiar dacă nu ai fi plătit, atunci ție ți va fi mult mai ușor pentru că vei avea multe avantaje față de cineva care face chestia asta doar pentru bani. Al doilea pas l-am numit documentează. Despre ce este vorba? Nu este încă momentul să facem planuri elaborate pentru că vrem să dezvoltăm o afacere din pasiune. Cu cât o complicăm mai mult la început, cu atât ne va demotiva mai tare și nu vom începe efectiv să construim. Cu toate astea, nu înseamnă să începem orbește, adică nu vom începe pur și simplu fără să ne gândim la absolut nimic și vedem noi ce se întâmplă. Ce trebuie să faci acum este să te gândești care este minimul necesar cu care tu poți începe. Să luăm un exemplu, să spunem că vrem să ne deschidem o agenție de social media, adică să postăm pe paginile de Facebook și Instagram ale diverselor afaceri. Cel mai probabil pentru început avem nevoie de un aparat cu care să facem poze, însă dacă stai să te gândești, dacă ai un telefon suficient de performant, vei putea face poze cu el fără niciun fel de problemă. Nu uita, vrem să începem cu cât mai puțină investiție pentru ca riscul să fie foarte mic, așa că nu căuta cea mai performantă aparatură, ci pur și simplu o aparatură cu care să poți testa, să vezi dacă funcționează, să vezi dacă ai putea să ai clienți, dacă îți place să faci lucrul ăsta, deși ar trebui să-ți placă pentru că ăsta a fost primul pas. Imediat după ce vei începe să produci și la pașii următori, vei putea să-ți cumperi aparatură mai bună, însă ai puțină răbdare, ajungem și acolo. Al treilea pas este cel mai evident pas, este momentul în care putem începe. După ce ne-am hotărât că asta este pasiunea noastră și ne-am stabilit care este minimul necesar, evident ne-am și achiziționat minimul necesar, dacă a fost cazul, este momentul să începem. Acum, ce va trebui să faci va fi marketing exagerat. Să fim serioși, este o afacere din pasiune în care nu vrem să investim. Să stai pe canapea și să aștepți să-ți vină clienții este probabil cea mai proastă decizie. Dacă totuși ai un buget de promovare pe care ți l-ai stabilit, folosește-l cât mai inteligent. Dacă nu ai niciun buget de promovare, atunci începe să postezi pe Instagram, pe Facebook, să creezi clipuri pe TikTok, să mergi pe LinkedIn sau pe oricare altă rețea de socializare unde tu consider că se află clienții tăi. La început eu ți-aș recomanda să mergi peste tot, pentru că la început este vorba de cantitatea marketingului, e vorba să ajungi în fața cât mai multor oameni, ca oamenii să vadă cine ești, ce faci, cum faci. Un alt sfat este să începi să vorbești doar despre asta cu prietenii tăi, când cunoști pe cineva nou, încearcă să ajungi la acest subiect, pentru că așa am legat eu personal cele mai multe relații de business. Inclusiv la o masă, când cunoști pe cineva, evident că nu te vei duce și vei da mâna cu persoana respectivă, după care îi vei spune direct: eu am afacerea asta și poate îmi vei fi client. Nu. Însă ce poți face este ca în discuția prietenească pe care o ai la început să deschizi subiecte legate de pasiunea ta. În momentul acela tu vei putea să-i arăți cât de multe lucruri știi tu în domeniul respectiv. Persoana respectivă va fi cel mai probabil impresionată, te va întreba de unde știi atât de multe lucruri, iar tu atunci vei putea să-i spui cu foarte mare ușurință că ai un business pe chestia asta. Nimeni nu trebuie să știe că ești la început. În același timp, o altă recomandare, chiar dacă am vorbit despre rețelele de socializare
monetizare mai devreme. Subliniez acum faptul că TikTok în momentul de față are un reach extraordinar de mare și este o platformă foarte bună pentru a te promova la început de drum, pentru că poți ajunge la un număr extrem de mare de vizualizări fără niciun fel de investiție financiară. Pur și simplu, ai luat telefonul, te-ai filmat, ai filmat subiectul, dacă este de interes și există suficientă piață pentru asta, vei ajunge să ai mii, zeci de mii, sute de mii, milioane de vizualizări gratuite. Și un alt lucru despre care vom vorbi chiar în următorul clip este faptul că Instagram în momentul de față este atât de concentrat pe ideea de a nu lăsa TikTok-ul să-l depășească, încât este unul dintre cele mai bune momente să ne dezvoltăm pe Instagram. Cum? Vei afla în clipul următor. Următorul pas intitulat Planifică este unul pe care mulți l-ar fi pus la începutul acestei strategii, să-i spunem așa, de dezvoltare a unui business din pasiune, însă eu l-am pus pe această poziție pentru că noi vrem să începem fără investiție și fără o prea mare bătaie de cap, trebuie să testăm înainte. Acum, acest pas și următorul sunt despărțiți de restul pașilor dintr-un motiv foarte simplu. Acești doi pași vor fi făcuți abia în momentul în care ți-ai dat seama că funcționează. Și asta nu înseamnă să ai deja audita mai baza de clienți, ci pur și simplu înseamnă să te simți confortabil făcând asta, să fii câștigat măcar un client, clar, și să-ți fi dat seama cum ai putea pe viitor să crești acest business. În concluzie, dacă am ajuns la pasul ăsta, ne-a mers bine. Acum va trebui să facem un plan puțin mai elaborat. Va trebui să calculezi cât timp și ce resurse îți consumă un client și câți bani îți poate aduce respectivul client. După aceea voi vrea să te folosești de regula 3-3-3, adică să creezi 3 scenarii cu 3 numere ideale de clienți de 3 dificultăți diferite. Asta înseamnă să iei numerele de mai sus și să vezi ce ar însemna dacă ai avea 10, 50 sau 100 de clienți. Cât timp ar fi necesar, de ce resurse ai avea nevoie, câți angajați ar fi necesar ca să susții atâția clienți, ce venituri ai avea după ce ai tăiat toate cheltuielile și dacă ai putea trăi cu asta, evident. Abia după ce ai tras linie, vei putea să-ți dezvolți un plan realist pentru dezvoltarea acestui business. De preferat, alege primul obiectiv din regula 3-3-3, adică dacă primele calcule erau cu 10 clienți, setează-ți obiectivul de a atrage 10 clienți pentru început. Îți recomand ca la acest pas, în acest prim calup de clienți, să fie un număr suficient de mic încât să te poți ocupa tu singur de toți, dar suficient de mare încât un singur client în plus să-ți poată aducă suficienți bani încât să angajezi pe cineva care să se ocupe de ei. Scrie în comentarii câți clienți ți-ai setat tu ca prim obiectiv. Abia după ce ți-ai setat obiectivele, va trebui să-ți pui pe foaie toate metodele de marketing care trec prin cap pentru a ajunge la numărul respectiv de clienți. Nu-ți face griji, voi face un clip și despre asta dacă îmi cereți în comentarii. Al cincelea pas și ultimul înainte de cel bonus este investește. Deși într-o afacere normală investiția se află la începutul listei, noi nu facem o afacere normală. Noi facem o afacere din pasiune. Ai început cu pași mărunți, dar acum începi să te dezvolți. Ai deja o stabilitate, te-ai lovit de câteva greșeli și ai trecut cu bine peste anumite perioade mai grele. Pentru fiecare trecere la un alt nivel vei avea nevoie de investiție, de data asta financiară. Însă la acest pas tu deja îți vei cunoaște afacerea. Vei ști de ce ai nevoie ca să treci la nivelul următor, cât te costă și în ce perioadă de timp îți vei scoate investiția. Acum bonusul pentru voi. Acel lucru despre care nimeni nu vorbește și eu m-am lovit de chestia asta și oricine a făcut o afacere din pasiune s-a lovit de lucrul ăsta, este faptul că trebuie să faci trecerea emoțională de la pasiune la afacere. Însă acest pas nu are ce să caute în poziția asta. Acum e ok. Partea rea a afacerilor din pasiune e că de cele mai multe ori rămân doar atât, o pasiune. Pentru a gândi limpede și a începe să faci bani adevărați din pasiunea ta, e nevoie să te desprinzi emoțional de ea. Asta înseamnă să te gândești la sisteme prin care treaba ta să devină mai ușoară, iar experiența clienților mai plăcută. Nu te mai gândi doar la ce-ți place ție și cum îți place ție, ci gândește-te mai mult la client, la cum poți oferi servicii mai bune, chiar dacă va trebui din păcate să tai din partea aia preferată care îți place ție, trebuie să-ți aduci aminte că totuși încercăm să facem o afacere. Și nu, asta nu înseamnă să-ți mutilezi pasiunea, ci pur și simplu să o personalizezi pe avatarul clientului tău. Dacă ți-a plăcut, nu uita să te abonezi, să apeși pe clopoțel și te aștept în comunitatea mea pe Instagram și pe TikTok, unde deja suntem vreo 60 de mii.